Cadrele școlare atrag atenția asupra fenomenului de bullying și cel al violenței în școli. Cu toate că sunt două concepte diferite, cele două fenomene sunt îngrijorătoare și pot produce, în afara unor efecte fizice, pe termen lung daune de ordin psihologic greu de gestionat. Autoritățile spun că în județul Buzău nu au fost înregistrate cazuri de bullying. În schimb, există un grad de agresivitate în mediul școlar care poate conduce la fapte deosebit de grave. Tocmai din acest motiv sunt organizate activități care au rolul de a atrage atenția copiilor cu privire la efectele negative ale violenței, atât verbală cât și fizică, și modul în care își pot gestiona emoțiile în situații tensionate. Până acum nu au fost raportate cazuri de bullying, pentru că nu putem defini bullying-ul orice formă de agresivitate minoră. Ca să fie bullying trebuie să aibă câteva etape, să se repete. Avem un concept, de fapt, înființat de Salvați Copiii, Comunitatea Stării de Bine, care se împarte în două proiecte, să fim prieteni pentru grădinițe și să școli fără bullying pentru școlile gimnaziale și licee. De la noi din Buzău participă la această campanie 11 licee și 5 școli gimnaziale. Și, practic, scopul este de a forma 300 de ambasadori anti-bullying, iar acești adolescenți, de copiii de liceu, să meargă în școlile gimnaziale și să prezinte și să îi învețe pe copii sau să se joace cu ei cu tot felul de joculețe pentru a preveni forma de bullying. Nu de puține ori chiar polițiștii au atras atenția că la nivel național fenomenul de bullying a căpătat amploare în ultimii ani. Recent, Inspectoratul Județean de Poliție a realizat alături de mai mulți elevi piese de teatru, monologuri, dans și artă fotografică cu scopul sensibilizării publicului participant cu privire la formele de violență la care pot fi expuși adolescenții și tinerii, atât în mediul social cât și în mediul școlar. Atenție, imaginile vă pot afecta emoțional. O facem Angelina Jolie! Stai! Așa da! Acum mai bine acasă! Ești foarte frumoasă! Psihologii sunt de părere că cei care sunt tentați să comită astfel de fapte învață să fie violenți, fie din mediul în care trăiesc, fie din lipsa unor cunoștințe. Este important mai întâi de toate să clarificăm diferența dintre un act de agresiune și fenomenul de bullying. În bullying este vorba tot de un act de agresiune, fie că este vorba de o agresiune fizică sau psihică, dar această manifestare trebuie să fie constantă, repetitivă, să se manifeste între doi copii sau elevi sau între un elev și un grup de copii. Am fi tentat să spunem că un comportament agresiv de obicei are o cauză patologică, dar nu este așa. Cercetările din domeniul psihologiei au demonstrat că în jur de 70% dintre cauze vin din zona educației. Agresivitatea este un comportament care se învață. Potrivit organizației Salvați Copiii, bullying-ul are loc atunci când o persoană sau un grup se comportă intenționat și repetat, astfel încât să facă pe cineva să se simtă rănit, înfricoșat sau jenat. Bullying-ul fizic include acțiuni precum lovirea, împingerea, împiedicarea, furtul bunurilor și agresivitatea de orice fel. Este luată în calcul și componenta verbală sau cea socială, care include răspândirea de zvonuri sau excluderea cuiva dintr-un grup.